toții știm și folosim destul de des expresia ai carte, ai parte, dar câți dintre noi mai citesc astăzi cărți? Sau câți dintre noi au mai trecut pe la bibliotecă pentru a împrumuta cărți? Răspunsul este dat de numărul mic de persoane care calcă pragul bibliotecii pentru a împrumuta cărți. Cei mai mulți utilizatori ai bibliotecii vin din rândul elevilor și studenților sub 25 de ani. Anul trecut, elevii sub 14 ani și cei între 14 și 21 de ani au reprezentat jumătate din numărul de utilizatori noi înscriși ai bibliotecii. Dacă pe primul loc se află elevii, al doilea loc este ocupat de pensionari. Mulți dintre ei frecventează biblioteca cu scopul de a se informa asupra legislației în vigoare. Alții, în schimb, aleg biblioteca pentru că este un loc liniștit unde pot citi ziarele. Cei mai puțini și mai rar întâlniți prin sălile bibliotecii sunt oamenii cu vârste cuprinse între 26 și 40 de ani. Avem și pensionari, seniori, cum le spunem noi, avem persoane care vin la bibliotecă cu o frecvență deosebită. La citit un ziar, la consultat legislație, sunt foarte mulți cei care consultă legislația, probabil din păcate. O categorie mai scăzută, așa, utilizatorul, reprezentată de 21 de ani, de 20, 26 de ani, 40 de ani. Deci cei mai puțini înscriși vin din acea zonă. Chiar dacă unii tineri preferă să își petreacă timpul liber pe rețelele de socializare, alții preferă să citească. Ei spun că se simt mai relaxați când citesc o carte. Cele mai apreciate și mai gustate de către tineri sunt cărțile din bibliografia școlară, romanele de aventuri, romanele polițiste sau cărțile științifico-fantastice. În acest moment, literatura pentru copii sau tineret înregistrează un flux constant al cititorilor. Pe timpul verii există o cerere considerabilă pentru dicționare, manuale sau ghiduri pentru învățare a limbilor străine. De remarcat este însă faptul că majoritatea botoșănenilor, indiferent de categoria din care fac parte, preferă să împrumute cărți de la bibliotecă în loc să le cumpere. Vă place să citiți? Da. Ce anume? Mara. Și în afară de Mara, ce genuri de cărți vă plac? De obicei, dragoste. N-am ceva anume. Preferați să cumpărați cărțile sau să le luați de la bibliotecă? Să le iau de la bibliotecă. De obicei, eu nu sunt fan a cititului, dar în timpul liber mai citesc. Rar, la două luni o carte, poate. Pe lângă cărți de legislație sau ziare, seniorii botoșăneni mai caută și cărți care au legătură cu teatrul. Fie că sunt piese de teatru, fie că sunt cărți despre actori sau chiar teatru în general, acestea sunt foarte apreciate în rândul seniorilor. Ce anume citiți? Orice legat de teatru. Preferați să cumpărați cărți sau să le luați de la bibliotecă? De la bibliotecă. Cei care se feresc să calce pragul bibliotecii în favoarea calculatorului consideră că lectura din cărți este doar pentru cei care au acest hobby. Prefer mai degrabă să citească altcineva despre ceea ce fac eu. Sincer, mai degrabă mă uit la documentare sau alte lucruri. Cu ce vă ocupați? Lucrez. Unde? Deci, în domeniul utilajelor. Că cititul este ceva bun, ceva util, folositor? Da, deci fiecare după placul lui. Deci cred că oricine are un hobby. Hobby sau nu, cititul rămâne însă o activitate pentru toate categoriile de vârstă. Cei care doresc să împrumute cărți de la bibliotecă trebuie să știe că odată ce au luat o carte, aceasta trebuie restituită în aproximativ 2 săptămâni. În cazul în care nu au terminat-o, termenul de împrumut al cărții se poate prelungi. De multe ori însă cei care împrumută cărțile uită să le returneze sau mai rău le pierd. În astfel de cazuri, dacă nu vor ca permisul lor să rămână blocat, pot alege între a cumpăra cartea sau a o plăti.